Aceste bienale sunt foarte binevenite pentru a fi luat în considerare dacă ai făcut ceva bun de posteritate, dar mai sunt și alte aspecte. Și anume m-aș gândi la faptul că dacă noi rămânem niște voci solitare și ne lăudăm cu niște cărți de vizită, mie mi se pare că nu e suficient. Se vorbește de arhitect că ar trebui să fie mesagerul comunității. Ori acest mesager al comunității ar trebui întâi să fie cunoscut. Noi nu facem dezbateri în care să chemăm publicul și aici aș face o paranteză. De exemplu, înainte de 89, arhitecții din Cluj se întâlneau cu scriitorii, cu artiștii plastici. Își împărtășeau punctele de vedere că nu erau luate în considerare decât foarte puțin din aceste puncte de vedere, foarte puține, asta e altceva. Dar mie mi se pare că acest dialog între creatori este foarte binevenit, iar între creatorii de arhitectură și urbanism cu această comunitate și mai ales că în străinătate se dezbate tot mai mult acest aspect, că, domnule, viitorul orașelor trebuie discutat împreună cu cei care îl vor folosi. Cu atât mai mult că apar foarte multe idei care nu le-a trecut prin cap domnilor arhitecți. Deci, această comuniune, dacă vreți, cu populația, este absolut necesară. Să-ți promovezi creația, al doilea, să încerci să ai un dialog cu comunitatea, din care poate să iasă rezultate foarte bune. Și al treilea ar mai fi încă unul, și anume că, spre deosebire de alte domenii ale creației, în domeniul arhitecturii nu există ceea ce se numește critica de arhitectură. Ori critica de arhitectură e un fel de aparat care înregistrează, comentează și ajută la evoluția pozitivă a acestei creații. Eu am insistat și nu depun armele, voi insista în continuare, că trebuie creat acest climat pentru ca această critică să înceapă să se afirme. Deci în interesul obștei, în interesul comunității și ea nu se poate naște dacă nu sunt aceste dezbateri, dacă nu sunt aceste expoziții, dacă nu sunt aceste premii de excelență și așa mai departe. Când am vorbit de public, am gândit și la educație, pentru că trebuie făcut receptiv acest public. Că el poate foarte ușor să fie păcălit, că sunt tot felul de reviste venite din Occident și arată cu tare, cu tare, în care s-ar putea să arate ambalajul foarte bine, dar funcțiunea clădirii respective să nu fie cea mai bună. Așa că mi se pare că e foarte bine și vreau să vă spun încă un lucru, că aceste expoziții demonstrează, mai ales că acum toată lumea reușește să umble străinătate, demonstrează, așa cum a început de prin Bienala din 2016, că în țara noastră se fac lucruri meritorii, așa cum s-a făcut și în perioada elantă câteva, meritorii și ca să vadă publicul larg că se poate adresa arhitecților români, că sunt tot atât de competenți, sigur, nu toți la grămadă, dar sunt oameni care sunt în măsură să răspundă de nota 10. Și o asemenea expoziție va fi o demonstrație că suntem pe drumul cel bun. În domeniul conservării patrimoniului de arhitectură și urbanism se face destul de puțin în țara noastră, începând de la bugetul care se acordă pentru așa ceva și la anumit dezinteres pe plan local. Și în momentul în care această bienală va prezenta niște reușite, s-ar putea ca unii domni primari să zică, uite, domnule, cum au reușit ăia să pună în valoare Palatul Cutare, locuința din secolul XIX, ce știu, un spațiu public deosebit și așa mai departe. Hai să facem și noi efortul ăsta, pentru că dacă ne lăsăm numai pe bugetul Ministerului Culturii, n-ajungem prea departe. Cu atât mai mult cu cât avem o listă foarte bogată, ne apropiem aproape de cea franceză, deci e o chestie. Păi Clujul, de exemplu, numai la cimitir are 300 de poziții în lista monumentelor. Deci
această bienală ar putea să fie de asemenea o reclamă pentru această conservare a patrimoniului, pentru că în realitate acestea sunt mărturiile culturale acestei nații în plan european. Dacă se face această itinerare, că dacă se ține numai la București, mă rog, se va fi la nivelul Bucureștiului cunoscută. Dar atunci nu va stimula competiția. Plimbându-se prin țară, măcar din orgoliu, măcar din ambiție de a se afirma, se poate naște o emulație. Și aia merită, adică e o reușită a bienalei. Odată este pentru cartea lor de vizită. Deci poate scrie acolo când scrie, face curricula, să zică, domnule, am participat la bienala aia și ba, chiar am luat și un premiu sau o mențiune. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este faptul că ar fi fost normal ca după 89 să se organizeze foarte multe concursuri de arhitectură. Adică acolo competiția este deschisă și acolo, într-adevăr, pot să apară valori, experiențe interesante. Dacă, de exemplu, la Cluj ne-am avut vreo 4 concursuri, 2 internaționale, 2 locale, dacă ne gândim la alte orașe, nu veți putea da aceste exemple. Deci, iată că Bienala ar putea să stârnească odată interesul pentru a fi prezenți cei tineri acolo și, într-un fel, se fac și cunoscuți atunci când se va pune problema unor concursuri și va zice, domnule, cred că la nivel de Timișoara, acolo avem niște talente care ar putea să fie prezente într-un concurs de ăsta național sau internațional. Deci e foarte bine să facă pașii generația tânără. Una e datorie față de breaslă să arăți celorlalți, domnule, se poate face și așa, de o calitate superioară și, desigur, există și motivul subiectiv, domnule, eu misă la care sunt mai talentat și nu uitați să țineți minte că sunt cineva. La nivel de facultate sunt alte, nu cu totul alte criterii, dar sunt niște criterii mai didactice, mai punctuale, așa, în timp ce în cadrul unui bienale sunt alte criteriile. Deci, în felul acesta, unii care, să zicem, n-ar fi fost suficient de mulțumiți de ceea ce li s-a oferit prin notă, ce, domnule, eu vreau să văd și cum stau alături eu din Cluj, față de la din Iași sau față de la de Timișoara. Asta ar fi o competiție la nivelul școlilor de arhitectură și după aia ar fi acest interes de a vedea față de, știu eu, VIP-ul cu tare din domeniul arhitecturii, uite, domnule, că încep să fac pași să mă apropii de el. Deci e un stimulent care e foarte binevenit. Și vă zic că din ce am văzut eu, sunt diplome care sunt meritorii. Nu pot să fac comparație cu ce se întâmplă în străinătate. Dar așa comparând cu ceea ce văd în reviste, eu zic că sunt onorabile. Asta ar putea stimula și mai mult pe ceilalți care urmează să vină să vadă nivelul. Eu cred că este un barometru pentru toată breasla de arhitectură. Important este să vină, important este în primul rând să se înscrie, iar apoi important este să fie vizitate expozițiile. Da. Deci ambele aspecte care le-ați ridicat sunt importante, adică partea itinerantă și partea de a se înscrie.